Pentru prima dată de la înființare, în Spitalul Județean de Urgență Zaleu se implementează un plan de îngrijiri medicale ale pacienților pe care vor fi nevoite să-l întocmească și să-l respecte infirmierele și asistentele medicale. Prezentarea planului de îngrijiri și trainingul asistentelor a avut loc azi în cadrul unei întâlniri la care au participat medici, asistenți medicali, membrii Consiliului de Administrație al Unității Spitalicești și președintele Consiliului Județean Sălaș Tiberiu Mare. Planul a fost întocmit de directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Județean de Urgență, după modele ale marilor clinici din țară, dar și din Anglia și Spania. Potrivit celor prezentate în cadrul întâlnirii, planul de îngrijiri va fi aplicat chiar de azi în secțiile de chirurgie generală și neurologie pentru testare, iar pe parcurs va fi aplicat în întreg spitalul. Modernizarea nu înseamnă numai să îmbunătățim structuri ale clădirilor în care desfășurăm activitatea. Modernizarea presupune și să ne îmbunătățim noi activitatea pe care o desfășurăm. Astăzi, aici, încercăm, sunt convins că vom reuși, să implementăm în Spitalul Județean planul de îngrijiri. Pornim cu două secții. Este vorba de secția neurologie și secția de chirurgie generală. Ce este planul de îngrijiri? Este un proces care cuprinde evaluarea pacientului, identificarea problemelor lui și prioritizarea acestor probleme în funcție de nevoile nesatisfăcute, stabilirea obiectivelor, stabilirea intervențiilor, evaluarea rezultatelor. Acest proces, planul de îngrijiri, obligatoriu are drept rezultat un raport scris și are drept scop obținerea unei stări de sănătate optime pentru pacient. Eu nu sunt îngrijorat de perspectiva că aș putea ajunge în Spitalul Județean de Urgență Zaleu. Nu mi-aș dori eu, ca nici un om care ține la sănătate și cred că toți ținem la sănătate. Dar n-am nicio spaimă că ajungând în Spitalul Județean de Urgență Zaleu aș fi prost îngrijit. Fiecare pacient va avea o fișă ce va cuprinde toate nevoile sale de îngrijire, iar asistentele medicale vor avea obligația să respecte toate nevoile pacienților trecute în planul de îngrijiri, astfel încât modernizarea spitalului să se realizeze și din punct de vedere al serviciilor, nu doar al condițiilor de spitalizare. Implementarea proiectului nu a necesitat fonduri și nici suplimentarea personalului, ci trebuie doar aplicat așa cum se învață la școlile sanitare.